Bună seara, sunt Bogdan Stănescu, începe Jurnalul Cultural. S-au împlinit 147 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș și pentru că părintele sculpturii moderne a îmbogățit cultura universală, instituțiile din orașele în care este expusă opera marelui artist și-au propus să-i dedice o suită de evenimente. La Craiova, sub genericul Brâncuș al lumii, îl descoperim prin colecțiile Bibliotecii Aman, iar evenimentul este găzduit de Biblioteca Județeană. Salonul expozițional din clădirea Aman a devenit neîncăpător la vernisajul expoziției Constantin Brâncuș în colecțiile Bibliotecii Aman. Tineri pasionați de Brâncuș au venit însoțiți de dascăl pentru a răsfoi cărțile dedicate părintelui sculpturii moderne. Am avut ocazia să văd operele lui Brâncuș. Într-adevăr, sunt niște opere foarte vaste și interesante. Ele consider că exprimă simplitatea, dar și frumusețea în același timp. La Brâncuș mă impresionează cel mai mult operele sale, sculpturile care le-a creat și designul lor, în mare parte. Care operă de artă a lui îți place cel mai mult? Poarta Sărutului m-a impresionat cel mai mult. Elevi de la Liceu Voltaire au avut ocazia să afle despre Brâncuș și mai știu despre Brâncuș în alt context, în contextul francofon, pentru că la Liceu Voltaire le vorbim despre artiștii locali care au studiat în Franța, cum ar fi Constantin Brâncuș. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul lunii februarie. La Biblioteca Județeană astăzi propunem o expoziție de carte dedicată lui Constantin Brâncuș și o prezentare multimedia, cea din spatele nostru, pentru cei care vor să vadă mai repede expoziția de carte și mult mai multe titluri într-un timp foarte scurt. Este un moment în care reușim să aducem în fața publicului titlurile de carte dedicate lui Constantin Brâncuș pentru a fi mai ușor de identificat ulterior pentru cei care sunt pasionați de acest subiect, vor să citească, să cunoască despre viața sau opera lui Constantin Brâncuș. În această săptămână sunt programate fie la Muzeul Olteniei, la cel de artă sau la Muzeul Exilului, acțiuni precum Din viața lui Brâncuș, Brâncuș și prietenii săi, sau Constantin Brâncuș între pământ și cer, pe calea sufletelor, dar și conferința internațională Zborul de la Da Vinci la Brâncuș. Consiliul Județean, așa cum v-a obișnuit până acum, se implică și alocă foarte mult efort, foarte multe energii către zona de cultură. Investim foarte mult în zona de infrastructură dedicată culturii, investim foarte mult în evenimente culturale și sprijinim cu toate energiile pe care le avem, sprijinim cultura. Consiliul Județean Dolj a inaugurat în toamna anului trecut Centrul Cultural Constantin Brâncuș, un proiect dedicat marelui sculptor, care a fost realizat în curtea Muzeului de Artă din Craiova, Palatul Jean Mihail, printr-o investiție de 27 de milioane de lei, bani proveniți din fondurile proprii ale instituției. Documente și fotografii inedite pot fi văzute și la Muzeul Olteniei din Craiova. Mărturiile șederii marelui Constantin Brâncuș la Craiova și la București au fost scoase la lumină din arhivele statului și pot fi studiate de public până la sfârșitul lunii martie. Vă invităm să le vedeți datorită colegilor noștri de la TVR Craiova. Pentru prima dată în spațiile expoziționale ale Muzeului Olteniei, publicul poate admira documente inedite precum cererea lui Constantin Brâncuș, adresată în 1895 directorului Școlii de Meserii din Craiova, pentru a participa la concursul de bursă pentru specializarea sculptură, dar și actul de consimțământ dat în același an de Maria Brâncuș pentru ca fiul ei, Constantin Brâncuș, să stea la internat ca bursier al Școlii de Meserii din Craiova. Documentele expuse astăzi au fost create în perioada 1895-1967. Țin să precizez că, într-adevăr, toate documentele sunt originale și inedite, păstrate în fondurile și colecțiile administrate și deținute de instituția noastră. În anul 1909, sub patronajul principesei Maria, la momentul respectiv, s-a organizat un șir de expoziții ale tinerimei române și unde au expus mari pictori, sculptori și așa mai departe. Unul dintre expozanți, cu trei lucrări, a fost și tânărul Brâncuș. Și doar vreau să vă prezint cum a fost receptat în epocă și cum criticii de artă pot să aibă dreptate sau pot să se înșele. Unii dintre ei au zis nu l-au înțeles, unii l-au înțeles.
Vernisajul expoziției din viața lui Brâncuș face parte din evenimentul cultural județean Brâncuș al Lumii, coordonat de către Consiliul Județean Dol și dedicat celebrării a 147 de ani de la nașterea părintelui sculpturii moderne. O altă manifestare, săptămâna dedicată marelui sculptor și zicem noi că de anul acesta va deveni tradiție, o altă tradiție pe care Consiliul Județean Dol vrea să o împământenească, aceea de a avea o săptămână brâncuși. În cadrul expoziției sunt etalate schițe și planuri reprezentând bustul artistului și restaurarea casei natale de la Hobița. Cu foarte multe documente expuse, cu foarte multe schițe, toate văd pentru prima oară, ajung în vitrine pentru prima oară și sunt convins că publicul va fi foarte interesat. Expoziția va rămâne deschisă cu acces gratuit, nu numai în această săptămână, ci până pe data de 20 martie pentru publicul nostru vizitator. De asemenea, este expus publicului în premieră în sala expozițională a Muzeului Olteniei planul ansamblului monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, realizat de celebrul arhitect Iancu Atanasescu. Se consideră un român stabilit la Londra și un englez cu suflet românesc. După absolvirea conservatorului din București și obținerea unei burse de studii la renumita Juilliard School din New York, a început o carieră internațională, fiind aplaudat pe cele mai prestigioase scene din lume, la Carnegie Hall din New York, la Concerthebouw de la Amsterdam, Salle Cortot de la Paris, Concerthaus de la Berlin, St. Martin in the Fields și Wigmore Hall de la Londra, Teatro La Fenice de la Veneția, Auditorio Național de la Madrid sau Concerthaus de la Viena. În această săptămână se află la București pentru a susține două concerte la Ateneul Român. L-am invitat azi alături de noi pe violonistul Remus Azoiței, căruia îi vom spune bun venit după ce urmărim un scurt material. Un regal la Ateneul Român din capitală. Cunoscutul și îndrăgitul violonist Remus Azoiței, stabilit la Londra, revine pe scena bucureșteană alături de Orchestra Sinfonică a Filarmonicii George Enescu sub bagheta dirijorului Roberto Abbado. În program, concertul numărul 1 în la minor pentru vioară și orchestră de Dmitri Șostakovici și tablouri dintr-o expoziție de Mussorgsky. Concertul începe de la ora 19. Așadar, îi spunem bună seara domnului Remus Azoiței. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc. Înainte de a vorbi însă despre concertele pe care le susțineți la București, aș vrea să facem un pic de istorie așa. Ne întoarcem în timp, aveați 24 de ani, erați asistent la conservator și ați reușit să trimiteți o casetă video în America, unde urma să fie vizionată de către cineva, nu spunem cine. După 6 luni în care s-a așternut liniștea, ați primit un răspuns și vi s-a spus ești așteptat în America. Numai că, din păcate, dumneavoastră nu aveați cum să ajungeți acolo pentru că nu aveați peste nici... două zile. Sunteți peste... așteptat așa. Peste două zile, peste două zile la New York. Viză nu, resurse financiare nu. Da. Și atunci, după un an și jumătate în care ați vândut Dacia și tot ce mai era cu tot ce se putea, ați ajuns în America și vi s-a spus așa, dacă reușești să intri la Juilliard, la masterat, atunci vei fi în clasa mea. Cine v-a spus asta? O mare doamnă a Viorii, una din cele mai mari personalități ale pedagogiei Viorii, o doamnă pe nume Dorothy DeLay. El este așa un fel de figură legendară în patrimoniul violonistic mondial și citisem de dânsa doar din cărți și știam așa de dânsa, după cum știam de marile figuri istorice. Am reușit să ajung la dânsa, m-a plăcut și m-a invitat să dau admitere la renumita școală Juilliard School din New York, care este școala numărul 1 a lumii în materie de muzică și de excelență muzicală și m-am dus, am dat admitere și am reușit cu bursă completă. Și ați ajuns la clasa dumneiei, așa da, cum v-a promis. Din 1000 de candidați au intrat 14 la vioară la master și am avut mare noroc să fiu selectat, eu din România mea,
de departe și cu bursă completă și așa am ajuns la doamna Dorothy Delay, care ulterior m-a recomandat fostului student pe nume Itzhak Perlman, marele violonist. Și așa. Am studiat și la clasa lui Itzhak Perlman. Ce a însemnat cursul cu Dorothy Delay pentru dumneavoastră? A însemnat, desigur, foarte mult, dar școala în sine reprezintă un mediu, un anumit climat în care Dorothy Delay este doar un element. Dintr-un angrenaj care te împinge să înveți și care te face un muzician mult mai bun. Ați absolvit cursurile masterale, nu ați rămas însă în America pentru că aveați concerte în Europa și America era departe și era peste mână cumva și atunci ați ales Londra. De ce Londra? Londra mi s-a părut un oraș foarte vibrant, muzical încă este și este poziționat foarte bine, geografic și muzical, și era mai aproape de țară. Și acolo am fost invitat să devin profesor al Academiei Regale de Muzică Cel de Londra. Cel mai tânăr profesor din istoria de 200 de ani. Asta n-am avut cum s-o influențez, dar așa s-a întâmplat. Și în 2001. A fost o mare onoare pentru mine ca român, nu? Să fiu profesor la una dintre cele mai înalte instituții muzicale. Unde intră 10% dintre candidați. M-am interesat, eu am mai văzut. Puțin, mai puțin. Da. Și din 2001 sunteți profesor acolo. Exact. Cum e viața de profesor la acest nivel? Este totală. Deci este ca și cum te-ai îndrumat pe tine în sus. Deci standardele pe care tu le impui altora, cu cea mai mare gentilețe, absolut, de altfel, dar destul de dure, trebuie să ți le autoimpui, pentru că tu nu mai ești sincer dacă funcționezi după standarde duble. Dacă altora le spui ceva și tu... Exact. Deci muncește, învață asta, fă așa, concentrează-te pe ce este frumos, pe ce este important. Și dintr-o dată, cumva, tu te sculptezi. Și trebuie să te perfecționezi fără odată discuții. Cu studenții. Și în afară de asta, la acest nivel, în care discuți cu multe elemente psihologice intime, să spun așa, firea fiecărui student care este diferită, nu? Și variată, atunci tu devii un bun psiholog ca să poți să extragi tot ce este mai bun din potențialul acelui individ, nu? Și dintr-o dată trebuie să găsești o formulă în care să poți să obții tot ce este mai e bun ușor dintr-un student. E ușor de găsit formula asta? Cred că mai vine și de la Dumnezeu, pentru că unii sunt nativ mai aplecați către această calitate de a fi un bun psiholog. Dar spuneți-mi, un mare artist este automat și un bun pedagog, nu, un bun psiholog? Și nici invers. Și nici invers. Sunt foarte multe cazuri în istoria educativă, educațională, muzicală. Deci, mari artiști care nu puteau să scoată două, trei vorbe efectiv și să facă pe cineva să cânte mai bine. Deci ăsta e un dar. Și dacă sunteți acolo din 2001, înseamnă mare lucru. Da, și mai ales ca român, mă interesează foarte mult să-l promovez pe Enescu. Eu sunt și director artistic exact, al Societății Enescu, al Societății Enescu de la Londra. De la Londra și este un proiect care mi este tare drag. Și ce proiecte aveți acolo? Ce faceți? Noi avem o stagiune de concerte, de muzică de cameră, lunar. Se întâmplă în fiecare primă joie a lunii. Există concerte de muzică de cameră în care Enescu este obligatoriu cântat. Deci una din lucrările din acea seară trebuie să fie de Enescu. Avem un public arhiplin. Este o sală minunată la Palatul Belgrave, din centrul Londrei, în Belgravia, foarte prestigios și la rândul meu, la Academie, toți studenții mei trebuie să treacă printr-o sonată de Enescu la un moment dat pe parcursul școlarizării lor, la clasa mea cel puțin. Și culmea e că, deși sunt la început să speriați, pentru că Enescu e foarte greu de interpretat și de înțeles, nu?
le deschide apetitul atât de mult încât ei vin să mai ceară și asta nu poate decât să mă bucure. Haideți să venim în momentul de față. Sunteți la București pentru că aveți două concerte. La Ateneu, pe 23 și pe 24. Da, joi și vineri. Joi și vineri. Da. Ați mai lucrat cu Roberto Abbado, care este nepotul lui Claudio Abbado, este nu? Prima dată când colaborez cu maestrul Roberto Abbado și azi am avut deja o repetiție foarte bună. Se pare că merge totul ca pe roate. Ca și cum ați fi lucrat... Exact. Cum ați ales repertoriul și cum vă alegeți repertoriul în general? Este o acțiune de comun acord, eu și conducerea artistică a Filarmonicii și chiar mă bucur pentru că Șostakovici este un compozitor foarte special pentru mine și acest concert numărul 1 este chiar favoritul meu. Deci asta vor asculta cei care vor fi în sala Ateneului joi și vineri. Exact. Spuneți-mi, ce le spuneți tinerilor care vor să pornească într-o carieră muzicală în România, în momentul ăsta? De ce au nevoie ei cel mai mult? În primul rând de pasiunea lăuntrică. Consider că mulți tineri, și este și dreptul lor într-un fel, înțeleg, sunt foarte îngrijorați de finalitatea poate materială sau exact. Ce fac temporal, după ce termină școala? Exact, dar eu consider că este un făgaș greșit pentru ei. Ei trebuie să fie pasionați de muzică. Dacă nu ești pasionat de ceva în sâmburile tău interior, nu vei ajunge niciodată pe cărarea care trebuie. Dar e suficientă pasiunea? Eu zic că dacă este îndeajuns de multă, este suficientă. Și credeți că toți cei pasionați care termină conservatorul vor avea făgașul lor? Dacă sunt îndeajuns de pasionați, ceea ce va genera ambiție și muncă, desigur, cu cât mai mult, cu atât își vor deschide mai multe uși și atunci apar opțiuni și deci acea finalitate de care vă spuneam. Și o ultimă întrebare, pentru că ce să facem, suntem la televizor și timpul ne presează, când mai veniți în România? Cât stați acum și când mai veniți? După aceste două concerte de joi și vineri, am să dau o fugă până la Iași, unde am quartetul Ad Libitum. Soliștii ai Filarmonicii Moldova din Iași. Eu sunt vioara întâi în acest quartet și este o plăcere deosebită pentru mine să dau concerte cu ei. Muzica de cameră este acel missing link. Așa. În istoria mea muzicală m-a atras întotdeauna și mă duc cu cea mai mare plăcere acolo. Apoi Londra. Da. Și când vă întoarceți în România, mai poposiți și pe la noi, pe la Jurnalul Cultural și mai stăm de vorbă. Cu mare drag. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes la cele două concerte și în general. Vă mulțumesc din suflet. Iar noi mergem mai departe. Cum au arătat de-a lungul timpului mănăstirea Hurez și mănăstirea Cozia sau biserica dintr-un lemn? Cum arată astăzi? Cum vor arăta? Nu putem să nu ne întrebăm ce va urma și ce se va alege, inclusiv de artefactele culturale ale Olteniei, mai ales după seismul de 5,7 grade din 14 februarie, urmat de alte 700 de cutremure mai mici, care au zguduit județele Gorj, Vâlcea, Dolj și Mehedinți și au afectat clădirile. În acest context, avem nevoie de cât mai multe dovezi ale existenței seculare a edificiilor din această zonă. Biblioteca Academiei ne propune, pentru comparație, o expoziție de fotografii istorice cu patrimoniul Olteniei, surprins în detaliu în urmă cu 100 de ani de cercetătorul și profesorul Alexandru Țigara Samurcaș. Cercetătorul Alexandru Țigara Samurcaș a avut un rol important în inventarierea elementelor de patrimoniu cultural din spațiul românesc la începutul veacului trecut. Expoziția documentară de la Biblioteca Academiei Române relevă o colecție de peste 220 de fotografii dedicată patrimoniului din Oltenia. Istoricul de artă Alexandru Țigara Samurcaș a surprins în aceste fotografii starea de conservare a unor clădiri reprezentative pentru Oltenia, cum ar fi culele și conacele, dar și edificii ecleziastice emblematice pentru zonă. Între acestea, mănăstirile Hurez, Cozia, Bistrița dintr-un lemn sau Biserica Sfântul Dumitru din Craiova, Episcopia Râmnicu Vâlcea, precum și schiturile Cornetu și Cetățuia. Fotografiile dezvăluie și specificul arhitectonic al unor biserici din satele oltenești, titorii ale unor familii boierești din secolele 17-18.
pledează pentru ceea ce, de fapt, a considerat că este reprezentativ pentru acest popor și pentru a căror salvare a luptat. Fie că sunt monumente istorice, fie că sunt obiecte de patrimoniu, fie că sunt obiecte liturgice, pentru toate, reprezentând fibra culturală a acestui popor, Țigara Samurcaș a luptat. Chiar dacă în epoca a fost ostracizat, chiar dacă după 46, când este eliminat din cele două funcții de conducere pe care le avea, urmează o perioadă neagră, tristă a vieții sale și se aștern ani de uitare. Imaginile au fost realizate cu albumină, gelatină bromură sau pe hârtie sărată. Acestea relevă fidel monumente de artă religioasă medievală, proiecte de restaurare finalizate, vederi panoramice ale unor ansambluri arhitecturale, stiluri picturale în fresce și tablouri votive. Sunt valoroase și pentru că au surprins estetica de ansamblu a interioarelor bisericești și meșteșugul sculptorilor în lemn. Cred că facem efortul toți cei care administrăm această uriașă arhivă să o punem la dispoziție împreună tuturor celor care sunt interesați de ea. Țigara Samurcaș a utilizat fotografiile și ca sursă documentară la cursurile pe care le-a ținut la Școala de Arte Frumoasă din București. În expoziție am mai pus și două vitrine cu o parte infimă din textele lui Țigara Samurcaș pe care le ține Biblioteca Academiei, ca și proiectorul pe care rulează fotografii care nu sunt din colecția noastră, dar care ne pot identifica cu Țigara Samurcaș, domnul Tudor Bersa, ne-a dat în forma scanată înainte de a le dona. Alexandru Țigara Samurcaș s-a născut în 1872 și a decedat în 1952 și a fost membru corespondent al Academiei Române. El este cunoscut mai ales ca istoric de artă, inițiatorul Fundației Regele Carol I și ctitorul Muzeului de la Șosea, primul muzeu de etnografie și artă națională din România. Expoziția de fotografie Țigara Samurcaș privind patrimoniul Olteniei va fi deschisă până în data de 24 februarie 2023. Și tot la București, o viață de poveste. La 140 de ani de la naștere, Ion Teodorescu Sion este adus în atenția publicului la 11-a ediție Art Safari. Artistul, care face parte din generația noitoare de la începutul secolului trecut, propune noi tematici și tehnici inovatoare pe care le raportează la realitatea românească. Expoziție aniversară la Art Safari București. 140 de ani de la nașterea lui Ion Teodorescu Sion, personalitate marcantă a artei românești interbelice. Ion Teodorescu Sion s-a născut la data de 2 ianuarie 1882, în Iancă, la Brăila. A urmat apoi cursurile școlii La Belle Art din București, iar între anii 1904-1907 a studiat la Academia de Arte Frumoase din Paris, unde a ajuns cu o bursă acordată de Ministerul de Război. În capitala Franței, pictorul i-a avut ca dascăl pe Jean-Paul Laurens și Luc-Olivier Mersan. Criticat în epocă pentru lipsa unui stil unitar, a devenit în timp foarte apreciat tocmai datorită diversității stilistice. A fost unul dintre artiștii care au pictat interiorul Palatului Regal din București. Anii 1920-1930 reprezintă perioada sa de maturitate artistică, tematic și-a îndreptat atunci atenția către viața satului românesc și către motive tradiționale, țăranii săi fiind prezentați monumental, având un aer de giganți. Expoziția face parte dintr-o călătorie cu expoziții temporare de artă prestigioasă românească și internațională, iar destinația finală a călătoriei, Ion Teodorescu Sion, 140 de ani de la naștere. Evenimentul Art Safari București poate fi vizitat până în 14 mai 2023. Încă înainte de debutul programelor culturale de la Timișoara, capitala europeană a culturii, Bucureștiul își invita publicul la ediția 11 Art Safari, care a transformat Palatul Dacia din București într-un adevărat epicentru cultural. Una dintre expozițiile minuțios pregătite la această ediție este cea a pictorului Ion Teodorescu Sion. Curator este doamna Elena Olariu, director adjunct al secției artă din cadrul Muzeului Municipiului București, care se află din nou alături de noi la Jurnalul Cultural. Sărut mâna, îmi pare foarte bine să vă revăd și mulțumesc pentru prezență. Și eu mă bucur că mă aflu astăzi aici să vorbesc de un mare artist din perioada interbelică și personalitatea lui într-adevăr este excepțională.
Are o viață de poveste, o viață de roman, dar și o artă extraordinară care deja a fermecat publicul. Expoziția nu este deschisă de multă vreme, dar reacțiile sunt foarte bune. Bun. Spuneți-mi, pentru început, cum a ajuns Ion Teodorescu Sion, unul dintre numele de prim rang ale pavilionului, și care e contribuția dumneavoastră? În primul rând, expoziția este de largă respirație. Avem 150 de picturi ale artistului. El a fost într-adevăr un artist prolific. A trăit doar 57 de ani, dar a avut 14 expoziții personale. Asta înseamnă expoziții de 100 de lucrări cel puțin, de-a lungul întregii vieți. Pe lângă expozițiile de grup la care a participat, el este unul dintre cei mai activi, să spunem, artiști care îl vom întâlni în sursele bibliografice expunând la tinerime artistică, la arta, la tot felul de societăți și asociații din perioada interbelică. Mai mult decât atât, el este un artist foarte curajos, atât prin stiluri, cumva în materialul de dinainte s-a prezentat că are o diversitate stilistică foarte mare pentru că este curajos. El a preluat din Franța curente foarte moderne, curente post-impresionism, a pornit de la simbolism, dar a mers spre post-impresionism, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, sunt mari artiști care l-au inspirat și a venit aici, în România, cu un suflu nou, să-i spunem noi. Lucrările pe care le veți vedea în expoziție sunt și în manieră pointilistă, deci acea pictură în puncte, cu tușe foarte largi, vibrate foarte puternic, sunt și mai spre clasic, preia și din impresionism, adică el face de fapt o mare sinteză. Este un pictor foarte inteligent, un pictor erudit. Spunea că poezia, de exemplu, este forma cea mai înaltă de artă. Citea foarte mult poezie, era un admirator al lui Ovidiu, al lui Baudelaire, al lui Macedonski, al lui Minulescu. Citea Proust, deci Proust era în perioada respectivă un scriitor avantgardist, nu era ușor de asimilat de oricine, deci el era un pictor admirator al literaturii, al poeziei de mare anvergură din Europa, era foarte sofisticat și vom vedea că va și merge spre zona aceasta de mari sinteze. Și vom vorbi puțin de pictura cu specific românesc, probabil la un moment dat. Spuneți-mi, vă rog, ați ales 150 de lucrări, după cum spuneați mai devreme. Peste 150 de lucrări din muzee, din țară, dar și din colecții particulare. Da. Cât de complicat a fost și cât de complicat e în general să aduni mai ales un număr atât de mare de lucrări pentru a le expune în cadrul unor expoziții, cum este cea de la Art Safari? Este foarte greu și este o muncă de echipă. Art Safari, într-adevăr, cu echipa de acolo ne-a ajutat foarte mult. Colegii din muzee ne ajută foarte mult. Avem conservatori, muzeografi care răspund solicitărilor noastre, pentru că ei ne trimit mai multe lucrări, din care noi facem o selecție. Da, trebuie să ținem cont și de starea de conservare, ele poate înainte sunt restaurate, deci procesul este foarte sofisticat, într-adevăr. Dar noi credem că am reușit să adunăm peste 150 de picturi, deci vorbim doar de pictură, lucrări reprezentative care într-adevăr să spună ceva publicului și le-am și împărțit în niște secțiuni pentru ca cei care vin și vizitează, poate nu sunt istorici de artă, dar să plece cu câteva idei clare despre artist. Asta voiam să vă întreb, cât de cunoscut este pictorul la noi? Publicul îl știe sau vine cumva și din curiozitatea de a cunoaște un pictor despre care nu știa până atunci mare lucru? Teodorescu Sion este cunoscut mai ales în lumea istoricilor de artă. El este foarte apreciat. Acum chiar regândită puțin opera lui și asta e, și scopul nostru este de a pune într-o nouă lumină, atât pentru istoricii de artă care au ocazia să vadă 150 de lucrări una lângă alta ale acelui așa artist, am și spus asta,
o mare retrospectivă, o mare expoziție îți aduce date noi și ție ca specialist, pentru că tu nu mai trebuie să umbli în 10 muzee să vezi 10 lucrări, să uiți între timp ce ai văzut, adică totul e mult mai complicat. Pe când dacă le vezi etalate și cronologic și poți să faci o comparație exact, între ele, să vezi deci cum a evoluat. Tu poți să faci un studiu mai amănunțit. Publicul de asemenea, publicul în general vine la expozițiile Art Safari, pentru că și noi în ultima vreme am colaborat Muzeul Municipului, dar și celelalte muzee și colecționarii privați și am readus mari figuri din arta plastică românească, cum a fost și Ștefan Popescu, un nume foarte puțin, un nume banal, dar foarte puțin cunoscut de publicul român și un foarte mare artist, la fel ca și Teodorescu Sion, mai puțin cunoscut de public, dar tocmai asta este frumusețea, tocmai absolut. De asta publicul vine să vadă de ce Art Safari, de ce atât de mulți specialiști, de ce 16 muzee, de ce colecționarii privați s-au orientat către Teodorescu și Sion și într-adevăr au ce vedea în expoziție. Și ce tematici ați selectat pentru a-l prezenta pe artist în această expoziție? Cum ați organizat lucrurile? Eu, ideea centrală de la care am pornit, deși nu sunt foarte multe lucrări din perioada respectivă, este că el a fost și un pictor erou. El a luptat în primul război mondial. Nu a luptat doar cu pensula ca să, nu știu, să ridice nivelul plasticii românești. A luptat cu arma în mână. Deci el a fost unul dintre artiștii care a fost mobilizat pe front, nu a refuzat să plece, nu și-a găsit niciun motiv să nu fie acolo, să lupte pentru ideile în care credea. El a fost un unionist convins. A luptat la Iași, a trăit drama lipsei de alimente, foametea. Știm că după ce s-a fost ocupat București, trupele românești s-au retras în zona Iașului. A și pictat în perioada respectivă ca să rămână pentru memoria urmașilor ceea ce s-a întâmplat atunci, deși nimeni nu știa exact cum se va termina războiul, deci un artist foarte curajos, exact cum a fost în pictura lui, a fost și în viață. Am pornit de la această idee și avem un mic fragment cu lucrări din timpul războiului. Nu este mare, dar cu text explicativ. După aceea am pornit spre zona aceasta foarte importantă, care este pictura cu specific românesc. Am spus că el era un unionist convins, fără niciun partid, nici guvernul, nu i-a comandat aceste lucrări. El le-a făcut din proprie inițiativă. Sunt lucrări în care apar țăranii români, țărani din Moldova, țărani din Dobrocea, țărănci în general, reprezentate fastuos, grandios și cu toate elementele specifice, să spunem, din lumea țărănească. De ce? Pentru că el spunea că esența românismului se află în lumea satului. La sat, da. Și avem lucrări splendide. Sunt câteva, să-l vă invit să mergeți să le vedeți, să vedeți aceste construcții extraordinare pe care el le-a gândit pentru a crea o pictură cu specific românesc. Dar avem și două săli în care îl vedem pe acel pictor sofisticat care a studiat la Paris, care citea literatură de mare calitate, poezie de mare calibru. Și se vede acest lucru. Și se vede, lucrări. Pentru că se vede finețea lui, se văd și cei 10 ani de artă, pentru că multă lume nu știe. Pictorii din perioada interbelică făceau cam 5-6 ani în România studii, după aceea făceau și în Occident cam tot atât. Deci ei în general făceau cam 10 ani de studii de artă, de pictură. Deci vă dați seama, de-aia pictura din perioada interbelică este atât de valoroasă. Poate un pictor din Franța făcea 5 ani la Facultatea de Arte Frumoase Arte de la frumoase, Paris. Sigur, da. Dar un român, în general, făcea studii și aici, în țară, străinătate. Și în străinătate. Și atunci eu de asta și spun și repet, arta plastică interbelică este mult subevaluată. Încă mai trebuie să lucrăm foarte mult. Și ca specialiști trebuie să ajungem acolo, pentru că acești pictori au studii serioase, sunt oameni erudiți, sunt oameni de cultură, unii dintre ei sunt muzicieni, mulți cântau la instrumente, apropo și de invitatul de dinainte, adică sunt personalități și artiști foarte complexi. Au trecut 11 zile de la deschiderea
ediției 11, da, Art Safari. Da. Cum vi s-au părut interesul și reacțiile publicului față de această expoziție? Expoziția Ștefan Popescu a fost într-adevăr un mare succes, o mare revelație pentru public, dar se pare că și expoziția dedicată lui Teodorescu Sion va atinge cam aceleași cote. Pentru că el ne aduce și, așa cum am spus, farmecul acestui artist foarte sofisticat, foarte complex, cu o operă de artă foarte diversă, deci nu ne plictisim cumva în expoziția lui, pentru că trece de la un stil la altul, avem teme ce a făcut la Paris, avem peisaje din București, avem această pictură cu specific românesc, avem câteva lucrări din timpul războiului, deci o diversitate extraordinară și un om curajos, un om de mare calitate și un profesor a și predat, nu la academiile oficiale, dar a încercat să transmită mai departe această extraordinară meserie, nu știu cum să-i spun, și deci o personalitate fascinantă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm. Art Safari durează până în mai. Exact. Deci vă mai așteptăm să mai vorbim despre expoziții și despre artiști pe care îi putem vedea la Art Safari. Mulțumesc foarte mult. Cu multă plăcere. Iar noi mergem mai departe. Acum, când România e scena pe care au loc atâtea evenimente culturale, iar în mod oficial Timișoara are statut de capitală culturală europeană, arta nu rămâne doar în muzee și în spații convenționale. Unul dintre cei mai cunoscuți artiști români contemporani, Dan Perjovski, aduce arta gratuit în mijlocul oamenilor și își expune creațiile pe unul dintre tramvaiele care va circula prin orașul de pe Bega. Am o relație veche cu Timișoara, nu e. Am fost, nu chiar în fiecare an, dar de foarte multe ori aici. Am participat la primele expoziții în Libertate, în anii 90. Una din lucrurile cele mai importante ale mele sunt făcute atunci, când era festivalul de performanță Zona. Și bineînțeles că acum eu mă bucur foarte tare, eu sunt zona artelor vizuale și în clipa de față Timișoara are cea mai puternică platformă instituțională și ca program din România. De data aceasta vă expuneți lucrările pe un tramvai. N-am mai avut loc în muzeu, domne. M-au dus Brâncuș și ăștia, nu mai e loc. Au dus maestrii, pe noi ne-au dat așa. În fine, eu sunt, stilul meu de artă e adaptabil la diverse spații și eu lucrez în muzee internaționale, de multe ori pe geamul muzeului sau pe, în hall. Adică eu mă adaptez la spații care cumva sunt uitate. Iar pentru această expoziție, curatoarea, deci am avut o discuție și a vrut lucruri în spațiu public. Deci pentru oamenii care nu vor intra în muzeu, n-au timp, n-au bani. Și atunci pentru acești oameni încercăm niște proiecte care să meargă la ei. E o școală de text și de imagine, jocuri de cuvinte, sunt niște lucruri. Deci asta nu e făcut ca să înfrumuseteze orașul, e ca să-i pună niște întrebări. Și e ca o expoziție pe roți. De altfel, cred că va fi și singura lucrare care rămâne tot anul. O parte din proiectul meu e tramvaiul pe care îl vedeți, o altă parte sunt niște inserturi cu desene publicate în diverse ziare din această țară, din Iași, București, deci cumva se extinde expoziția și capitala în diverse orașe din România. E un fel de exercițiu pentru toată lumea că spațiile de artă nu sunt numai astea cu portari, sunt și astea cu vadmani. Adică arta contemporană are marele avantaj față de arta clasică. Nu trebuie să-i plătești asigurare, în fine, glumesc, dar în sensul că ea poate să se infiltreze în locuri mai neortodoxe, să spunem, și să vină acasă la oameni, să nu-i aștepte pe ei. Cum ați ales mesajele și care sunt mesajele pe care le transmiteți prin desenele făcute pe tramvai? Păi acum eu am o relație de care vă spuneam cu Timișoara, deci eu sunt artist, dar nu o să uit niciodată că libertatea mea începe de aici, da? În 1980, decembrie 89, deci eu până atunci n-am fost un om liber. Și am referințe la 89, dacă vă uitați pe tramvai. A doua e că această expoziție care se cheamă Sete Cronică are un concept despre urgențele lumii de azi, de la climă, la
tipul de comunitate, la, nu? Sunt între întrebările vieții de zi cu zi pe planeta Pământ în Europa. Eu folosesc umorul ca un lian, știi, când lești cărămizile, îți trebuie ceva să lege cărămizile. La mine umorul e asta. Și un tip de umor mai intelectual, nu-i hăhăi de ăsta, care e la mod acum la televiziunile publice, ci e un umor mai fin, mai profund, care poate are ceva. Ca acum Timișoara devine și un fel de centru al avangardei, nu? Că arată Brown, nu știu. Care ceva dintr-un fel de tradiție românească, care în românii nu o consideră tradiție. Pentru români, carul cu boie tradiție, da? Pentru mine e Tristan Țara, Brown, Sigma, lucrurile care țin de un fel de experimentalism, care să spunem că e mai, nu e așa de cunoscut sau nu e așa de incorporat în cultura de zi cu zi, dar și noi, și eu mă revendic de o tradiție românească de care mai sărită de pe fix așa. Retrospectiva Johannes Vermeer, deschisă pe 10 februarie la Amsterdam, este deja sold out. Rijksmuseum a anunțat că programul de vizitare va fi prelungit până la ora 22, în seriile de joi, vineri și sâmbătă, în urma cererii fără precedent venite din partea publicului. Expoziția de la Amsterdam este cea mai mare dedicată vreodată pictorului olandez Johannes Vermeer. Pe simeze sunt expuse 28 dintre lucrările sale, provenind de la muzee din întreaga lume. Înainte, cu o lună de vernisaj, erau vândute deja peste 100.000 de bilete. Niciodată până acum, Rijksmuseum nu a primit o asemenea cerere înainte de deschiderea unei expoziții. Pentru cei care nu vor putea ajunge la Amsterdam până pe 4 iunie 2023, Muzeul olandez a anunțat și lansarea experienței digitale Closer to Johannes Vermeer, mai aproape de Johannes Vermeer, disponibilă gratuit în toată lumea, o vizită virtuală ghidată în limbile engleză și olandeză, cu imagini de foarte înaltă rezoluție și cu posibilitatea de a amplifica detaliile. Vermeer nu a pictat la fel de mult ca Rembrandt, dar cele 34 de lucrări care îi poartă semnătura sunt considerate toate veritabile capodopere. În paralel cu evenimentul de la Amsterdam, la Muzeul Prinsenhof din Delft, orașul natal al lui Vermeer, o a doua expoziție și-a deschis larg porțile, tema sa fiind contextul social-istoric în care a înflorit arta acestui genial maestru al luminii, supranumit și Sfinxul din Delft. Urmă cu o lună ne-a părăsit unul dintre cei mai apreciați actori de teatru și film din România, Teodor Corban. La Ateneul Național din Iași a fost organizat un maraton cinematografic. Acesta a cuprins câteva dintre cele mai importante producții în care îl putem vedea. Evenimentul a avut loc în prezența unor invitați speciali. Bună ziua, dragi telespectatori și dragi telespectatoare! Am înțeles că sunteți actor. Îmi cer scuze, nu cred că v-am văzut în nimic. Păi așa mă gândeam și eu. N-am decât o variantă. Teodor Corban a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1985 la clasa profesorilor Dembrădulescu Dragoș Galgoțiu. A jucat mai întâi la Bârlad și Constanța, iar pe scena Teatrului Național Vasile Alexandre din Iași a debutat în 1989. A trăit zeci de vieți, de la rolul din Scadența în regia lui Ovidiu Lazăr la travestiurile din Chirița sau Muza de la Bordujeni. A fost profesorul în lecția de Eugen Ionescu sau Pozzo în Așteptându-l pe Godot de Samuel Beckett. A întruchipat personaje din Cehov, Goldoni, Shakespeare, Morojec, Bulgakov, dar și din texte contemporane. O să-ți placă, o să vezi. Și la în două săptămâni. Îmi trebuie ceva mai repede. Eu trebuie să-mi fac pomana asta sâmbătă viitoare. Am început deja pregătirile. Trebuie să-ți faci pomana asta. Teodor Corban a debutat în film după 40 de ani. A colaborat cu regizori importanți, regăsindu-se pe afișul mai multor producții de succes, unele apreciate la nivel internațional. Dintr-un însuflețit este un neînsuflețit și dintr-un neînsuflețit un însuflețit. În general, la mine în viață nimic n-a venit ușor și nimic devreme. În general, lucrurile
s-au tergiversat, a durat mult. Faptul că la 46 de ani am făcut primul film și de atunci încoace am devenit actor de film, spune de la sine. A fost o șansă. Eu îmi lasem gândul că voi mai face vreodată film. A fost întâmplarea fericită cu Corneliu Porumboiu, care mi-a deschis drumul. Astăzi, după cum știm cu toți, este o zi foarte importantă pentru țara noastră. Cu rolul Virgil Șterescu din A fost sau n-a fost în regia lui Corneliu Porumboiu, a cunoscut succesul la Cannes. Pentru rolul Constantin din Aferim în regia lui Radu Jude, a fost nominalizat la Ursul de Argint și a obținut premiul Gopo. Să rămână cinstite, părinte! Nu mă interesează premiul cât e de mare, mi-e și frică de premii, că pe unii îi schimbă, îi transformă. Nu vreau să pățesc așa ceva. Pe 28 aprilie 2022, Teodor Corban împlinise 65 de ani. Au rămas multe lucruri nefăcute în meserie, acum că e ca un fel de bilanț. Și chiar simt că mai aveam de spus multe lucruri.